Am revenit, dragii noștri, în direct aici, la SSV, la matinal pe roți și dacă vedeți că aruncăm așa cu câte o mingiuță, să știți că ne-a venit chef de mișcare și pentru asta știți cum este că, indiferent că vorbim despre sporturile de echipă sau despre cele individuale, pasiunea comună pentru activitatea sportivă poate apropia oamenii. Pentru că așa e în tenis, următorii noștri invitați au legat o prietenie adevărată și de lungă durată prin intermediul acestui sport. Paul Stoicescu, cu care v-ați obișnuit deja, pe lângă faptul că este instructor de fitness, este și antrenor de tenis. Însă prietenul lui Alex Balica a adus această pasiune mai departe, atât la propriu cât și la figurat. El s-a mutat peste ocean în Florida, unde a început să antreneze sportivi de toate vârstele. Despre disciplină, fair play și tenis vorbim cu cei doi invitații noștri. Bine ați revenit! Bună dimineața! Bună dimineața! Bine ați revenit! Mulțumim că ne-ați adus jucării! Prisma antren, da, pe noi ne vom juca. Nu știu, poți să faci jongleria aia cu două sau cu trei? Da, eu până una alta vreau să intre pe invitații mei dacă le plac maimuțele. Depinde da. Care. Eram sigură că așa se va întâmpla. Credeți că maimuțele ar fi niște copii de mingi foarte mari pentru că ar avea abilitatea și dexteritatea să cu coada ar prinde mingile. Exact, da, am imediat să duc. Nici n-ar trece mingea de tine. Credeți că în viitor vor fi unele dintre ele dresate în așa fel încât, iată, în premieră la anul acesta la US Open vom avea niște maimuțele mici care vor recupera mingile. Cum ar fi? Și, da, ar fi foarte, foarte interesant. Monkey Basket s-ar chema, da, coșulețul în care ar sta. De business, de startup. Exact. O să o notez chiar acum. Da, corect. Dar uite, Alex, te-aș întreba, ce ne poți spune despre stilul de joc al lui Paul? Stilul de joc al lui Paul. Să trecem la lucruri serioase. Stilul de joc al lui Paul este foarte corect din punct de vedere fizic. Deoarece... Da, mă fac abstracție că el nu te aude. Da? Eu poți să zici. Fiind și antrenor de fitness, vă dați seama ce corect lovește mingea din punct de vedere corporal, cum se așează la minge, cum împinge în picioare, cum face rotația din trunchi, ceea ce este cel mai important pentru tenis, nu? Mișcarea din corp este mult mai benefică decât mișcarea din braț, să-i spunem așa. Ceea ce ar fi și, într-adevăr, în ultima vreme se pune mult mai mult accent pe fizic și este un lucru foarte important pentru un copil să crească învățând să lovească mai mult din corp decât din braț. Bănuiesc că dai și o tărie cumva. Într-adevăr, dacă folosim forța picioarelor și forța abdomenului, exact, din el împingi. De acolo vine în mod special viteza. După aceea, bineînțeles, brațul, racheta, racordajul și alte elemente tehnico-tactice, să zic așa, secundare, comparându-le cu picioarele și abdomenul. Și acum mergem și la Paul, nu? Că așa este balanța echilibrată, exact. Să-l întrebăm și pe Paul despre Alex. Să vă vorbesc în termeni științifici, un întreg lanț kinetic. Picioare, abdomen și braț. Și fiecare forța fiecăruia se adună și creează mai mult decât un cuplu cinematic. Mamă, stai puțin că ne-a băgat în ceață. Deci asta a fost așa... Dăm ceața la o parte și vedem un tenis de calitate. Ce ai putea să remarci? Despre Alex, din câte l-am cunoscut eu până acum, se înfige bine acolo mental în meci, atunci când joacă. E serios, nu-i zboară mintea la alte lucruri, pentru că dacă ți-ar zbura mintea la alte lucruri, atunci se duce toată concentrarea. Mereu e dornic să învețe mai multe, să caute tehnici noi, să caute detalii ale unui jucător de rang înalt ca să poată să le pună în aplicare cât mai bine. Corect. Da, mai da. Acum v-am întrebat un lucru. E prietenia la fileu mai durabilă decât una născută din alt sport? Și da și nu, din punctul meu de vedere. De ce da, de ce nu? La mine a fost... La mine răspunsul e da.
Am foarte mulți prieteni, cum ar fi Paul, unul dintre ei, și îți mulțumesc foarte mult pentru cuvintele tale. Chiar după emisiune, aș vrea să-i fac o cerere, să-i propun să fie antrenor, un mental coach-ul meu. Mental coach-ul tău, da. Deci, în exclusivitate. Exclusivitate. Și răspunsul este? Da! Ca o cerere în căsătorie, așa sună. Da! Da, revenim la întrebare. Eu am foarte mulți prieteni, deoarece, cum a spus Paul, după meci, știți cum e, te aduni și îți dai seama că chiar dacă te-a bătut acea persoană, până la urmă... Ai mult prea mult în comun ca să strici o prietenie, exact. Sau ca să nu, să zic așa, să nu începe o prietenie cu cineva care poate călătorești, știți cum este acest sport. Turnee peste tot în lume și să călătorești e imperativ pentru a crește în clasament, a juca diferite turnee, a juca pe diferite suprafețe, pentru că știți cum e, într-o anumită zonă a lumii găsești mai multă zgură, într-o anumită zonă mai multă iarbă, mai mult hardcore, și aceste persoane cu care călătorești sunt foarte importante, în primul rând pentru bunăstarea mentală, știți cum e, mai schimbi o vorbă, mai te încurajezi unul pe altul, mai mergi. Să mai împrumute cu niște bani. Când în caz de nevoie se mai ajunge și ea. Încercam să fim profesionist, să stăm doar la aspectul tehnico-tactic. Asta înseamnă să se lege o prietenie, să poți să vorbești orice, știi? Poate că, nu știu, cumva să împărtășiți și experiența, având în vedere cumva ați evoluat pe continente diferite? Da, e foarte important pentru că... Eu, Alex, acum când a venit, tot punea întrebări despre România, despre București, despre și eu la fel, despre că și am fost în Florida, despre toate astea. Și e interesant și frumos să afli culturile și diferențe, mai ales sportive, că în fenomenul acesta suntem, să afli diferențele în tenis, în fitness, în toate cele. Și să vezi, de fapt, nu știu, e mare lumea asta, dar de fapt... E mică. În ciunda unei distanțe de 12.000 de kilometri, cumva lucrurile nu pot diferi chiar atât de mult. Probabil că în ce se face diferența? În metodele de antrenament, în posibilitățile de antrenament, în numărul bazelor de pregătire, în infrastructură? Posibilitatea poate a unui american de a se hrăni mai ok decât un român, financiară? Încerc să găsesc toate aspectele care cumva creează acest tablou al tenisului românesc și al tenisului american. Începe, Paul? Începe. Deci, să răspundem la prima întrebare aceasta cu hrana, să spunem că pe continentul nord-american infrastructura, să o numim așa, pieței de suplimente este foarte dezvoltată, ceea ce bineînțeles că pe măsură ce înaintăm în tehnologie, detaliile contează cel mai mult. Da? Să spunem că, într-adevăr, o masă echilibrată este importantă, nu? Bineînțeles, carbohidrații pentru energie, grăsimii date creierului pentru un aport cognitiv bun în timpul unui meci, proteină pentru recuperare în timpul unui meci, să spunem, aminoacizi, multivitamine pentru anduranță. Dar această piață suplimentelor, din punctul meu de vedere, este foarte importantă pentru că îți dă acel detaliu pe care poate face diferența într-un meci de 3 ore, 3 ore jumate, te ține un pic mai sus fizic mai activ, și mental într-un meci, să spunem așa. Și bineînțeles, aceste suplimente nu sunt ieftine, ele sunt foarte multe, se pot lua o gamă variată, iar având îndemână la ele, eu zic că este un foarte important. Și există o mică diferență, Paul, în sensul în care la noi în țară încă parcă nu se regăsesc aceste elemente puse... Da, pentru că pe cultura noastră e destul de diferită față de cea americanilor, adică gândiți-vă că acolo la ei fiecare universitate are 5-6 sporturi
Deci fiecare are câte o echipă, tenis, fotbal american, da, toate cele. Și diferența de mentalitate. Și diferența de mentalitate, să știi că și la ei știi junk food-ul și, okay. Și stilul. De la ei practic a venit cumva. Da, ei sunt și mai mulți, într-adevăr, da. Sunt mult mai mulți, dar în același timp au și cultura asta a sportului mult mai dezvoltată. Au infrastructura, au baze, au suplimentele care acolo și au originea și după aceea știți ce apare în vest, după aceea apare și pe circulă la, ușor, ușor, și pe la noi. Rest, deci da. Părerea mea că acolo se dă ceasul, se dă ora exactă. Se dă ora exactă în sport, da, și pe suplimente și pe tehnici de antrenament și pe toate cele. Iar noi ne fixăm ceasurile după ora Americii, da, exact. În felul acesta. Ok. Exact. Și în privința posibilităților de recuperare, lucrurile stau la fel? Mi-ai citit gândul, vroiam să intru un pic în analiza fizică, să-i spunem da. Așa, unui sportiv care este foarte, foarte în detaliu făcută, însemnând faptul că majoritatea sunt filmați la antrenamentele individuale, sunt filmați din mai multe unghiuri, sunt redați într-un anumit soft pentru a fi analizate anumite mișcări, mergând la, să spun așa, niște grafice milimetrice în care este prezentat din punct de vedere fizic, să presupunem că un copil are o retragere prea scurtă sau prea lungă. Sunt niște cadre slow motion care îți arată și îți faci o reprezentare grafică și îți arată beneficiul pentru o retragere mai lungă, să spunem, sau un pas mai mare spre minge, îți arată exact ce forță ai putea să generezi dacă ai face acel lucru, iar pe antrenamente viitoare să fie antrenat acel aspect fizic sau poate tehnico-tactic, depinde de copil în parte. Aia e cumva punctual, vezi unde da. Este mergând, o carență și atunci mergi punctual. Pe mergând atât de adânc, să spun așa, în aceste detalii. Și baza sportivă trebuie să aibă infrastructura și posibilitățile. Știi? Că, na, totul pornește până la urmă de la bani. Dacă ai bani sau bugetul permite, poți să-ți iei aparatura respectivă. Poți să-ți iei jacuzziul respectiv, poți să-ți iei baia cu gheață, poți să-ți iei multe, multe lucruri care să te ajute la refacere. Da, asta trecând din nou la refacere, eu am vorbit mai mult despre un antrenament de tenis din, să zic așa, axat pe detalii tehnice. Axat adică pe detalii tehnice, Paul a început să vorbească despre recuperare și, într-adevăr, această infrastructură nu este ieftină. Dar bineînțeles, dacă dispui de așa ceva și să presupunem că un copil joacă un meci de 3 ore, 4 ore la vârsta lui, să spunem într-o căldură de 35 de grade cu umiditate mare, unde bineînțeles transpir foarte mult, pierzi foarte multe minerale, pierzi foarte multe săruri, acea recuperare este poate chiar cel mai important chiar lucru, deoarece cel mai important lucru. Dacă reușești să câștigi acel meci, a doua zi trebuie să te prezinți din nou la teren și trebuie să te prezinți poate într-o formă și mai bună. Meciurile devin din ce în ce mai grele, adversarii devin din ce în ce mai solizi. Asta mi se pare mie tricul la tenis. Faptul că, nefiind un sport de echipă, ai a doua zi meci din nou. Sau poate chiar în aceea zi, ceea ce mi se pare... Să te gândești cum mănânci carbohidrații, cum mănânci mesele ca să nu fii full în timpul meciului sau să fii balonat sau să... Adică trebuie să gândită mai în... să anticipezi multe lucruri. Deja aici, dacă ne ducem puțin la tenisul de înaltă performanță, realizăm că în primii 10 jucători au un staff de 10 persoane? 5-10 persoane? Să zicem. Avem, bineînțeles, preparatorul fizic, antrenorul propriu-zis, mental coach-ul, fizioterapeut, am zis de nutriționist? Nu. Nutriționistul, ăștia sunt cei 5 cei mai complet principali. Necesari. Sunt câteodată, este inclus un sparring partner, care okay. acesta se axează exact pe jocul care îi se spune. Să se axeze, care să-ți antreneze un anume procedeu. Un anume procedeu, chiar dacă jucătorii profesioniști se antrenează între ei, să spunem așa, la un turneu au și
au probabil și sparring partnerul lor separat cu care pot să iasă la orice oră. Și sparring partnerii joacă și ei în spate între ei, ca, adică să-și țină, să-și mențină warm-up-ul. Nu, ne păstrăm încă, că cine știe când vrea să mă cheme. Am ajuns deja la 6 persoane, asta așa spuse în 30 de secunde. Un minim, practic, ar fi. Un minim. Wow, eu chiar cred că e cel mai scump sport din lume. Nu știu, poate golf. Poate golful. Mai este, să spun, și polo-ul, cel de pe cal, în care călătorești cu calul. Da, am văzut. Am înțeles, Totuși nu e un sport chiar atât de răspândit. Din cele răspândite la nivel global, că nici golful, dacă stau să mă gândesc, nu are o tradiție chiar atât de mare în Europa, Asia, dar tenisul. Da, tenisul e worldwide, international. Te duci în Noua Zeelandă, care e o stat taxată doar pe rugby, și tot găsești terenuri de tenis. Adică, Da. Cam la nivelul ăla, și de-aia îl și consider cumva unul din cele mai scumpe sporturi. Chiar eram curios și vreau să verific informația asta cu voi. Ați auzit și voi acel zvon, acea idee de acum câțiva ani, conform căreia Novak Djokovic ar avea în avionul privat o aparatură care îl ajută practic pe perioada somnului să-i reconstruiască celulele în așa fel încât recuperarea se reduce de la un număr de 10-12 ore la 4 ore? N-am o capsulă magică pe care înțeleg că Nu, de fapt chiar există și o folosește Marina Americană. Da, cu siguranță. Deci este vorba de o cameră hiperbarică. În care presiunea aerului, calitatea aerului, nivelul de oxigen din aer sunt aduși la parametri optimi pentru o recuperare mai adecvată. Din păcate nu vă pot spune exact ce procent de oxigen se află în acest aer, ce presiune. Nu am analizat acea cameră în detaliu. Am înțeles tehnologia care stă în spatele ei, dar pe scurt vă pot spune că aerul care este respirat în acea cameră ajută foarte mult la regenerarea celulelor, mușchilor, pentru că asta se și întâmplă când respiri oxigenul. Oxigenul merge de la nivelul plămânilor către celule, regenerează celula, celula mai departe transmite dioxidul de carbon care este expirat în aer. Am făcut 10 ședințe la un moment dat de Bine, nu era o cameră, era ca o, exact cum ai zis tu, ca o capsulă, așa. Și la un mergi la RMN. Exact. Două tubulețe pe nas, da, și stai acolo vreo, nu știu, 15 minute, 20 de minute în reprize, facem fiecare zi sau la 2-3 zile. Deci, cu siguranță au la ce fonduri au și la ce câștiguri poate să-și pună și... Dar de ce am vrut să ducem puțin în zona asta discuția? Că tot vorbeam de recuperare. Noi nu trebuie să uităm că suntem români. Uite cât de mult investesc sportivii care câștigă milioane de dolari. Nu se sfiesc să arunce milioane de dolari în recuperare. Adică un român ar putea zice, păi doamna, ce mai bași bani în alte chestii? Nu-s banii tăi, oprește-i că sunt ai tăi. Nu poți să rămâi la nivelul ăla dacă nu investești constant în modalități de recuperare cât mai rapide. Pentru că ei practic asta urmăresc. Știu că sunt deja niște jucători de valoare, dar cum fac să fiu și a doua zi la fel de valoros cum am fost astăzi? Pentru că până la urmă presiunea este pe tine, fiind un sport individual și nu de echipă, și automat trebuie să faci cumva să diminuezi și timpul în care te refaci, dar să fii și refăcut randament maxim. Poate 100%. S-a strigat net, dar nu repetăm întrebarea. E complet. Uite unde era domnul arbitru, Dacă ați disputa un meci acum, care dintre voi doi ar câștiga? Alex. Doriți? Da, vreau să întreb dacă doriți un răspuns sincer. Sincer sau... Da, eu vreau sincer. Sau... Sincer? Da. Eu. Da, cu atâta sinceritate? Cu atâta sinceritate. Alex, dar vreau să te pun puțin în dificultate, te rog. Înălțimea de la care servește Paul nu te poate pune puțin în dificultate prin ideea că mingea va avea un bounce puțin mai mare venind de la o înălțime atât de mare? Să ne ridicăm, că văd că ea e remarcat.
E remarcat înălțimea foarte bine, însă nu mi-ai remarcat capacitatea mea vizuală de a citi acel serviciu și a merge exact în... Ok, pentru că tu te iei adâncime, deci, și nu te mai surprinde. Vezi, aici nu e vorba de fizic, e vorba de mental. Totul se rezumă la mental în acest joc. Deci, zice și Djokovic, nu? Că toți jucătorii se antrenează la fel, toți au bine. Genetic poate sunt mai, mai avantajați sau mai dezavantajați, dar totul pornește de la creier în cele din urmă. Corect. Corect. Asta este probabil cel mereu mai... am crezut că un tenismen puțin mai scund are o teamă, are o față de un Andy Murray care vine cu... Dacă ne uităm într-adevăr la... talia aia așa. Dacă ne uităm la jucătorii profesioniști din top 50, într-adevăr, o înălțime medie este undeva la 1.84, între 1.84 și 1.86, unde probabil, fiind această medie, este înălțimea perfectă. Bineînțeles, fiind mai înalt, conferă anumite avantaje și anumite dezavantaje. În timp ce fiind un pic mai scund, bineînțeles, ai alte avantaje și alte dezavantaje. Cum în cazul Simonei, mi s-a părut că avantajul ei cel mai mare datorită înălțimii era că poate mobilitatea ei exact. Latul terenului era incredibil. Adică mi se părea că oricât de tare vrea să o trimiți în părți, stai liniștit că ajunge la timp. Da, nu e... da. Ești mai agil. Da. Dacă ești mai înalt, ești mai greoi, poate da, și la în serva. Serviciu vole. Da, cum era Karlovic sau jucători foarte, foarte înalți. Dar, vedeți, nu au ajuns la performanțe ca uriașa. Nadal, Djokovic, Federer, care toți sunt acolo 1.84-1.85. Deci asta e înălțimea ideală la un tenismen. Ca să poată să acopere tot spectrul de... Nu ești nici prea înalt, nici prea scund, nici prea așa cam vede. Ok. Da, uite, e foarte bine să aflăm toate aceste elemente, pentru că colega mea vrea să se apuce de tenis. Păi de asta am și, uite, vezi, primul contact a fost cu această minge de tenis și mulțumim. Îi place în mod special jucării. Din tenis îi place în mod special geanta lui Viton, în care este adus de la Wimbledon. Deși el că nu e adevărat. Chiar acum, nu e adevărat. Dacă această geantă conferă o liniște mentală, să spun așa, este parte din joc. Este parte din joc. Cred că mai devreme am făcut o mică confuzie. Cred că de fapt geanta respectivă este la Roland Garros mai degrabă decât la Wimbledon. Geanta lui Viton ar face și cumva sens să fie la Roland Garros, pentru că vorbim de două branduri franceze. Deci am vorbit despre meciul dintre voi doi pe care l-ai câștigat tu. Dar dacă ar arbitra un prieten al lui Paul? Tot eu, pentru că îmi voi lua marjă de eroare să nu joc la linie foarte mult ca să ca mingea să fie evident bună. În teren. Exact. Corect, ce e pe margine acolo e discutabil. Eu așa am văzut. Dacă acum poate câțiva ani poate acel arbitru mă putea manipula un pic mental, dar acum nu mai este nicio șansă. Da, acum, uite, ok, la tenis la tenis de câmp, nu așa se numește, câștigi tu, dar tenis cu piciorul? Interesant, șoc cât de cât, numai că... Am jucat când eram mai mic, dar... Probabil acolo se termină egal. Îți zic un lucru, am jucat mult mai mult tenis cu piciorul, deci, și să vii cu piciorul peste fileu. Una e să dai de la înălțimea asta cu brațul, dar gândește-te că la fileu trebuie și n-ai voie să intri cu piciorul în jumătatea cealaltă. Un schimb de teren, un picior în... la gleznă, unde trebuie, la genunchi, la ligamente. Ai pățit vreodată chestia aia într-un joc de tenis, într-un meci de tenis când vii la fileu, pentru că te-ai aduce jocul cumva, dar să vii atât de repede încât să n-ai timp să frânești și să... pici efectiv pe fileu sau să, te sprijini de acesta. E punct pentru celălalt în momentul în care se întâmplă asta, corect? Depinde. Sunt câteva reguli care, vreau să vă zic sincer, chiar acum câteva săptămâni am văzut un post pe Instagram al unui antrenor profesional care a pus la titlu "Am învățat o regulă nouă". Deci, da, sunt câteva situații foarte rare, dar bine de știut, se întâmplă foarte mult, de exemplu, când îți spune adversarul scurtă. Bineînțeles, vii foarte rapid la acea minge, iar câteodată dacă scurtă este foarte bună și este foarte aproape de fileu, într-adevăr, trebuie să începi încetinirea mișcării cu câțiva metri înainte, iar acolo se pot întâmpla mai multe lucruri. Lovești mingea peste fileu, dar atingi fileul cu racheta, nu numai cu racheta,
cu orice parte a corpului este punctul adversarului. Se poate întâmpla ca tu să atingi mingea cu racheta în partea ta, iar după aceea racheta să meargă în partea lui. Este o minge bună pentru tine, iar punctul se continuă pentru că punctul de lovire a fost în partea ta de teren. Chiar dacă racheta a intrat în terenul adversarului, în perimetru, atât okay. timp cât nu atingi fileul. Acum mai este o situație... Sau terenul adversarului, că poți să te sprijini cu racheta. Da, da. Nu este legal. Mai este o situație. Cât de amuzat a intrat la pușcărie, gata. Nu e legal. Descindere la ora 7 dimineața în casa unui tenismen care s-a sprijinit, s-a fugit din țară, s-a sprijinit de terenul ăla, în terenul ăla. Nu poți. Poliția a pus că teren intravilan, extravilan sau alte... Fiindcă că știți cum e ca în SUA, nu? Private property. Da. Vreau să și de ultima situație, când se poate întâmpla ca adversarul să spună o scurtă, mingea să cadă la tine în teren, dar, datorită efectului, să se întoarcă la el în teren. Acolo, într-adevăr, este permisă lovirea mingii pe partea lui de teren. De ce? Mingea, când a trecut fileul, este o linie imaginară acolo, devine mingea ta pentru a o lovi. Iar mingea, când se întoarce la el în teren, tot mingea ta este. Corect? Okay. De aceea poți lovi mingea la el în teren, bineînțeles, fără a atinge fileul sau fără a te sprijini cu racheta în terenul lui. Paul, care e satisfacția după un as? S-a terminat punctul repede. E rezultat maxim cu performing. Toată lumea își dorește treaba asta. Ai ca jucător chestia să încerc încă o dată? Tu mereu ai vrea să dai as. Da. Dar unde ai văzut că a mers punctul? Și că s-a transformat într-un as, nu există șanse destul de mari ca adversarul practic să încerce cumva să acopere tocmai zona aia, a observat că pe acolo a dacă pierdut un punct. Dacă știi că punctul e slab, poți să insiști pe zona aia. Din când în când mai schimbi ca să nu-l obișnuiești doar în locul ăla, dar dacă știi că pe rever, pe backhand e mai slab, insiști acolo pe zona aia și atunci când servești și în timpul jocului și îl scoți din ritmul. Sunt permise semnele, bă, nu mai, că nu pot de aici, nu pot să-mi pot de aici, adică nu mai servi aici, că e prea, și oamenii ăștia între primele chiar, da. Ne vedem afară. Spuneți-mi, vă rog, iartă-mă, te rog, Cătălina, și nu știu dacă folosesc termenul corect, tăiatele de backspin, vă plac la încercat slice-urile astea așa, cu efect invers, când mingea pare că te pocălește, vine spre tine, da, iluzie optică, trebuie să te mai lungești puțin ca să... Este un procedeu extrem de greu de atins în tenis, trebuie să fii extrem de tehnic ca să poți să ai acuratețea lui... Cu repetiție, cu exercițiu, eu zic că îl poți executa. La început, pentru copii e un pic mai greu, dar în timp începi să-l înveți. Acum important este să știi când să-l și folosești, pentru că este o armă destul de bună pentru a te apăra, da? Să nu-i permiți atacul celui din, adică atunci când mingea e jos și are efectul ăla, tu nu poți ataca prea. Nu. Prea. E prea agresiv și atunci folosești slice-ul. Sunt jucători sau au fost jucători care foloseau, doar jucau mult pe slice-uri. Încercând să-i oprești lui atacul, da, să nu-i mai dai posibilitatea să vină cu... Să vină peste tine, să cât mingea e mai înaltă, cu atât poate să se urce peste tine. Ok. Prisma ultimelor performanțe a devenit tenisul mult mai popular și în România? Clar, da. Atunci cu Simona Halep a mai ales, acel moment al Simonei. Roland Garros sau Wimbledon? Roland Garros, probabil, prima ei finală, devenit numărul 1 mondial, a devenit, într-adevăr, cum a spus și Paul, un boom. Părinții să-și ducă, fetele să-și ducă. Cu dorința de a ajunge ca Simona Halep, a devenit un model pentru mulți copii, iar copiii au probabil cerut părinților să înceapă acest sport. Eu, pentru că sunt un oarecare consumator de presă sportivă, mi-aduc aminte că parcă mai era un lucru, începuseră să apară din ce în ce mai multe jucătoare de la noi din țară în top 1000. Ba chiar 100 sau top 500, adică... Tenisul feminin este foarte diferit de tenisul masculin. Extrem de diferit. Tenisul feminin este mai inconstant, adică fetele sunt mai inconstante,
și prin prisma geneticului și prin prisma jocului, cel mai probabil și de la mental. Și atunci, diferențele fiind mai mari, ați văzut că poate o jucătoare din top 10 să pierdă de la o jucătoare de pe 300. Da. La de băieți nu ai să vezi mai lucrul ăsta. Nu prea are cum să se întâmple, pentru că ei sunt mult mai apropiați mental, ceva mai, mai puternici, mai stabili. Mai, nu că femeile... Da, 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 nu, nu, nu asta, corect, corect, chiar nu spui asta, așa este. Nu, la modul cel mai serios... Nu înțeleg, fac că nu înțeleg. Nu, dar au fost destule cazuri când surpriză în primul tur la Wimbledon. Culmea, exact. Chiar deținătoarea trofeului a fost eliminată din primul tur și stai și te gândești pe ei. Sunt trei tururi, abia după care se intră în, nu 16 mi-o optim sau... Depinde cât e de mare tablou. Cât de mare este tablou. De 64-128. Da. Nicolae Grigorescu făcea o bun. Apropo și colorat. Și colorat. De la doar negru. Trebuia să stai să distingi care e copacul, care e lacul. Apropo de copii, pentru că da, așa, într-adevăr, a fost un boom și părinții au început să-și ducă copiii, fie fetițe, băieței, la tenis. Uite, de exemplu, sunteți separat, da? Cu un băiețel sau o fetiță care vrea să facă tenis, are doar 4 anișori. Ce îi spuneți voi, și o să vă rog să-mi răspundeți pe rând, pentru a-i menține visul intact, adică pentru a nu-i spulbera copilului visul, că poate, nu știu. Ca el să poată să continue, indiferent de provocări. Exact. Hai să zic eu. Să se distreze. Să se simtă bine pe terenul de tenis. Niciodată să nu se simtă să nu se simtă obligată să meargă la antrenament, atât timp cât se simte bine și se duce de plăcere și se distrează, mai ales ca copil fiind, trebuie să te distrezi, să te duci acolo la joc, exact ca la un joc, ca în parc, nu trebuie să te gândești la performanță. E, cam asta aia spune eu. Și el, copilul, pentru că a văzut tenis la televizor și i-a plăcut foarte mult, vine și spune, pentru că vreau să te pun efectiv într-o situație reală de viață, dar așa, eu vreau să mă ajung să am contractul la cost. Vreau să fiu cel mai bun. Adică și prin asta îți dă de înțeles cumva că tu concepi fericirea diferit, copilul, ok. Nu, ar trebui unui astfel de copil să vi se dai alte explicații, în sensul în care poate că te cam grăbești cu bornele astea atât de... Bă, nu e o problemă că își dorește... Corect. Poate fi și o motivație extrem bine, de puternică. Exact, foarte bine. Dar îi poți spune că acest lucru se întâmplă în timp. În timp, prin muncă, prin perseverență. Exact, consistență. În primul rând trebuie să-ți placă și să nu o faci de dragul meu sau de că te oblig. Așa. Și că la un moment dat va veni și momentul în care să ai contractul la cost, să particip la Roland Garros, să faci diverse lucruri. Până atunci mai costelul și așa. Mai... Până atunci mai un crocodil fără două da. Picioare. Uite cât sunt a post, amicuț, așa. O iguană, nu-ți place? Cop sportiv. Ok, și ce brand, ce brand, ce brand, ce brand, ce brand. Wow. În primul rând... Paula a spus foarte bine, axându-se la nivel mental pentru un copil, să fie angrenat în acest sport și să meargă de plăcere la antrenament, trebuie să îi se arate că merge pe teren pentru că vrea el sau ea, da? Întotdeauna, din punctul meu de vedere, după un antrenament, vorbind ca părinte, feedback pozitiv, abs pozitiv, niciodată negativ, chiar dacă a fost un antrenament mai slab. Uite, n-ai jucat rău, dar se poate să facem și așa. Ne trebuie încurajat copilul absolut, din ambele părți, și din partea părinților absolut, și din partea antrenorului. Absolut, întotdeauna pozitiv, iar să zic cel mai negativ feedback, tot pozitiv, îmbina cu puțin realism, la care să se vorbească ce ar putea să se facă mai bine. Adică poți aborda și o discuție la modul, uite, nu mi-a plăcut că în momentul în care ai pierdut punctul ăla te-ai supărat și ai aruncat racheta, ți-ai pierdut cumpătul, pe ai senzația că în timpul unui meci ți se permite să faci asta sau crezi că îți vei reconstrui motivația făcând așa, îl intimidezi pe adversar? Adică se ajunge până și în detalii de genul ăsta... Da. De temperament mai mult în timpul competiției. Trebuie să fii un tip calm. Nu l-am văzut niciodată pe Nadal să arunce cu racheta peste tot prin... Da. Dar știi că
că Federer rupea rachetele. Federer spărgea într-una rachetele, da. Și cu pregătire psihologică a ajuns să fie cel mai calm om de pe planetă. Sau și de la ciocolata, eu nu știu, pentru că... Cine știe, da, exact, lințul ăla de la da. El. Și aia ăla de alber vețieni, îți dai seama. Iarba aia, grasul ăla care crește perfect, tuns corespunzător, deși... Râdem, glumim, dar într-adevăr să știi că ce spui tu acum este foarte adevărat, pentru că toate aceste detalii secundare ajută un tenismen sau orice alt sportiv să atingă marea performanță, condițiile din împrejur, pur și simplu ce ai zis tu, ce vezi stânga dreapta te poate calma un pic mental, îți poate reîncărca bateriile el stând în Elveția și antrenându-se acolo. Game, set and match, băieți. Dar din păcate timpul trece foarte repede, unde vă găsim? Pe mine championstudio.ro și la Workclass Downtown la Radisson. Eu cât timp stau în țară, joc cam peste tot, să zic așa, în București. Am foarte mulți prieteni care îi invit sau mă invită să jucăm foarte multe, da, la toate cluburile din noi București. Vă mulțumim tare, 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 tare mult, dar rămâneți pe TSTV pentru că în această seară de la ora 20 avem Sens Național cu Sorin Manea și la ora 22 Astrologica. Noi ne revedem mâine dimineață de la 7. De la 7 la 10 tot aici la Matinal pe Rus. Vă pupăm, zi ușoară, la revedere, pa, 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 pa.